Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Eu sunt Loredana Corchiș, jurnalist TVR Cluj și alături de mine, ca de fiecare dată, domnul avocat Daniel Ionașcu, căruia aș vrea să-i mulțumesc că printre toate procesele, printre toate călătoriile, printre toate doctoratele, își face timp să fie alături de noi și nu doar atât, și propunându-ne invitați care prin ceea ce fac, prin ceea ce spun, vă aduc dumneavoastră, celor care ne urmăriți, un plus de valoare, un plus de educație, un plus de întrebări, dar și răspunsuri. Domnule avocat, vă mulțumesc așadar și vă las pe dumneavoastră să ne prezentați invitatul de azi. Bucuria este imensă a mea. Sigur că eu vă se cuvine să vă mulțumesc pentru proiectul acesta, care îmi place din ce în ce mai mult și care cred că lasă ceva în urma lui. În viața aceasta poți să vorbești, toți vorbim de fapt, dar una este să vorbești spunând ceva și alta este să o faci degeaba. Sunt oameni între noi pe care nu prea îi vedem, care, dincolo de vorbe, atunci când fac ceva, parcă totul este o rugăciune pentru Dumnezeu. Invitatul pe care vi l-am propus astăzi este un om care salvează vieți în fiecare zi. N-o să mă credeți. Dragii mei, vreau să vă spun, înainte de a prezenta, două lucruri. Într-o zi, mă cheamă ca un bun prieten ce mie și recunosc că pentru mine aceasta este o mare onoare. Trebuia să ne întâlnim la Floreasca. Ajung, ne vedem și marele om era efectiv căzut. Dar zice, ce s-a întâmplat? Zice, mi-a murit acum pe masă un om de 35 de ani. Am făcut tot ce am putut să-l salvez, n-am mai putut să-l salvez. De ce? Pentru că lucrase foarte mult și băuse foarte mult Red Bull, cafea și așa mai departe. Doar atenție! Pe de altă parte, între eșecul acesta în care vezi omul, profesorul, șeful de lucrări, șeful secției de cardiologie de la Floreasca, în lacrimi, pentru că n-a putut să salveze un suflet, este omul care s-a ocupat și se ocupă în continuare de inima mamei mele. Iar până astăzi a reușit de excepție, a reușit de minune. Dragii mei, un om pe care eu îl prețuiesc enorm, un om care întotdeauna când mă întâlnesc cu el, cred că este un dar de la Dumnezeu, șeful secției de cardiologie de la Spitalul Floreasca din București, șeful de lucrări, un mare om în medicina românească viitoare, cu siguranță, domnul Scafa Udriște Alexandru, un om care salvează vieți. Nu vorbește despre el, le salvează. Bun venit. Este o bucurie, o onoare, nu așa într-un clișeu să vă avem aici, ci pentru faptul că eu știu treaba asta de la tata. Dom'le, un doctor este mâna lui Dumnezeu prin care își salvează creația. Iar dumneavoastră, dacă ar fi să întreb după modul părintelui Cleopa, oare câte vieți ați salvat în viața aceasta, atunci sigur că ar trebui să mă rușinez și să spun, iată, am întâlnit un om. Așa mulțumim, domnule doctor, că sunteți alături de noi. Mulțumesc eu pentru invitație, mulțumesc pentru cuvintele frumoase, domnule avocat, care obicei este o onoare să fiu alături de dumneavoastră și îmi face o realmente plăcere să fiu aici cu dumneavoastră. Am avut și eu bucuria să discut chiar înainte să începem această înregistrare cu domnul doctor și mi-a atras atenția în mod deosebit dorința dumnealui, de aceea mi s-a alăturat, de a educa, pentru că deficitul acesta în date medicale și nu numai, l-am constatat și mai cu ardoare pe perioada aceasta de pandemie. Spuneați că l-ați simțit dărâmat, că nu a putut salva atunci o viață. Cu siguranță, de-a lungul carierei, pe lângă miile de vieți pe care le-ați salvat, v-au impresionat și cumva v-au dărâmat acele cazuri unde nu ați mai avut ce să faceți. Și în această perioadă de pandemie, probabil că ați văzut și mai rău de atât.
acești doi ani care au trecut de la debutul pandemiei au arătat faptul că educația joacă un rol, și spun aici în primul rând educația medicală, că despre asta vorbim acum, joacă un rol foarte important în viața noastră. Noi trebuie să avem un obiectiv, asta discutam și adineauri, un obiectiv foarte clar. Noi, ca și oameni, trebuie să trăim cât de bine se poate și pe o durată cât de lungă se poate. Și pentru asta avem resurse. Avem în acest moment posibilități de a ne prelungi viața și totul, într-o anumită măsură, depinde de noi. Și totul, din punctul meu de vedere, pornește de la educație. Noi trebuie să încercăm să conștientizăm faptul că trebuie să ne protejăm de la vârste tinere pentru a nu avea probleme mai încolo. Și când spun asta, nu mă refer doar la inimă, ci la întreg organismul. Și este foarte clar că toate astea sunt legate între ele. Sigur, eu sunt cardiolog, o să vorbesc mai mult de patologia cardiovasculară și de prevenția în aceste boli. Dar, în principiu, toate aceste lucruri se leagă între ele. Educația în date medicale, în partea aceasta medicală, înseamnă să știm să facem o prevenție? Pentru că omul de rând s-ar gândi, nu cunosc terminologie, nu cunosc specificul unei boli, de aceea există medici, să mă duc, să mă consulte, să-mi spună ce am de făcut. Bun. În primul și în primul rând este vorba de prevenție. Prevenția, să știți că este foarte grea. Adică este mult mai ușor la un moment dat să iei niște pastile ca să scazi colesterolul, să scazi greutatea, nu știu, să nu mai fumezi, decât prin proprie voință să poți să renunți la ele. Și aici cred că trebuie făcut un efort colectiv, pentru că educație fără voința omului este foarte greu de făcut. Și aici cred că trebuie să strângem mai multe forțe ca să realizăm acest lucru. O mare influență s-a văzut și în această perioadă, oare și mass media, au și factorii de, nu știu, de influență, știu și eu ce înseamnă mediul online și televiziunile, radio, ziarele, poate să contribuie și scopul, din punctul meu de vedere, este foarte nobil în ceea ce privește această prevenție, educație în medicină. Și sigur, mai avem mai multe tipuri de educație. Prevenția este primul pas. După aia putem să vorbim de momentul în care te îmbolnăvești, Doamne ferește, de vreo boală. Există și această prevenție secundară, adică să urmezi niște tratamente, să încerci să respecti indicațiile doctorului. Și asta tot parte din educație este. Încă o dată, este greu de făcut și de asta avem nevoie de sprijinul a mai multor oameni. Noi ca și cadre medicale, noi știm să o facem, dar avem nevoie de sprijinul unor cercuri mai largi de populație în chestia asta. Dar încrederea sau lipsa încrederii în medicină, în doctor, vine tot dintr-un deficit de educație în acest sens? Cred că aici e un deficit de comunicare. O bună parte, din punctul meu de vedere, este și cumva, nu știu neapărat dacă e vina doctorilor, că n-au ieșit foarte mult să explice diverse lucruri în ultimul timp, dar clar este nevoie ca doctorii să fie poate parte mai activă, cumva, în plan social, să explice, să vină în întâmpinarea pacienților, numai a pacienților, a oamenilor în general, pentru că informația de calitate medicală nu poate să fie decât de la doctor. Prin intermediul mass media, este acesta un canal potrivit pentru ca informația să ajungă acolo? Indiferent de modalitate, informația trebuie să fie informație de bună calitate, iar aici avem o luptă foarte complicată cu multe surse care sunt, nu știu, hai să zic așa, alternative, care nu de cele mai multe ori sunt de corecte. Pentru că poate nu sunt nici chemați, dacă e să ne raportăm, cum a fost perioada pandemică, unde era imperios necesară prezența unui grup de specialiști la fiecare emisiune în care exista o dezbatere pe temele binecunoscute.
Și cu toate acestea n-au existat. Mai mult găseam păreri cumva neavizate sau luate într-o altă formă. Dacă ne referim la perioada de pandemie, așa ca cum am putut să constat, această problemă a fost poate la începutul pandemiei, în care s-au discutat foarte mult timp fără să fie prezente cadre medicale. Către sfârșitul pandemiei, acum către final, în care într-adevăr poate a fost și impactul mult mai mare, medicii au fost mai prezenți și au fost chemați să explice. Dar la început poate nu s-a explicat suficient și nu am reușit să trimitem mesajul corect către populație. Dar poate acum s-a înțeles că a fost o problemă reală și să încercăm să nu se mai repete în viitor. Emisiunea se cheamă Legal 100%, cum apără dreptul de legile și practicile nedrepte? Ar putea fi o întrebare. Ce legătură are invitatul și discuția cu tema emisiunii? Tocmai din cauza aceasta ați fost invitat dumneavoastră, pentru că are o mare legătură. Dreptul, așa cum îl vedem noi astăzi, este atât de steril conceput. Îmi permit să spun treaba aceasta, deși sigur aș putea să primesc foarte multe critici, nu o să spun că mi le asum. Îl invit pe cel ce mă critică la o dezbatere. Dreptul astăzi se împarte între fracțiunile lui, de la maritim la spațial, între mai ales civil și penal. Pe dimensiunea unui cod în care a încălcat ceea ce spune legea, o știm, o facem, o rezolvăm implicit prin hotărârile de instanță. Problema se pune că dreptul de-abia de aici pornește. Dreptul meu fundamental este definit de tot ceea ce a însemnat legislație, de tot ceea ce a însemnat tratat, de tot ceea ce a însemnat literatură în domeniu, ca prin drept e dreptul la viață. Dar dreptul meu la viață, în mod evident, este logodit cu dreptul meu la sănătate. Pentru că degeaba vii și îmi scrii într-o carte că eu am dreptul la viață, dacă pe toate căile îmi ataci sănătatea, pentru că în clipa aia nu mai are rost. De ce spun lucrurile acestea? Pentru că se obișnuiește, și n-aș vrea ca această discuție să fie în sfera aceasta a discuțiilor, nu pentru că noi suntem mai deștepți, nici pentru că suntem mai neștiutori, cel puțin eu, ci pentru că pe mine acest soi de lucruri a vorbitului degeaba mă deranjează. Bună oară! Se întâmplă în discuții foarte elaborate, cu foarte, foarte mulți spectatori sau cu foarte, foarte, cu un rating foarte, foarte mare, să ai un invitat și să-l aduci din domeniul practicii lui în domeniul vorbelor, în poveste, din faptă în poveste. De ce? Pentru că tu, cel ce-l întrebi, nu poți să te ridici la nivelul lui. Și ne ridicând la nivelul lui, nu doar că tu nu realizezi nimic, dar îl diluiezi și pe el. În contextul acesta am spus că mi-aduc aminte lacrimile din ochii profesorului Scafa atunci când a pierdut un om, nu pentru a arăta că a pierdut un om, pentru că nu există medic în domeniul acesta care să nu aibă în lupta lui cu viața și imposibilități, nu pentru că eu o fac, ci pentru că nu mai rezistă corpul omului, ci pentru a arăta implicarea omului. Omul, Scafa, Udriș și Alexandru, a trăit evenimentul, a fost acolo cu el. L-a prins de mână și l-a tras înapoi și el s-a dus, nu mai putea. Ei, asta e primul lucru, e dreptul meu la astfel de medici. E dreptul meu să am un astfel de medic. Un alt exemplu. În pandemie, când mă uit pe geam și văd tancuri la ușa și pe strada la care geamul meu dă, în clipa în care mă uit la televizor imediat și văd că unii oameni mergeau la aeroportul din Cluj pentru a merge la Sparanghel, în timp ce eu aveam un soldat cu bonus de război pe țeavă la ușă, dau telefon să comunicăm. Domnul profesor, ce e? Cum e de fapt? La care profesorul îmi spune, zice, e grav. E foarte grav și începe aproape să plângă la telefon. O spun treaba aceasta, n-aș fi spus-o în lipsă niciodată. De ce?
Pentru că medicul, și aici chiar vă rog, nu vă mai duceți niciodată în jos scuzându-l în sistem. Pentru că dumneavoastră, cei ca dumneavoastră, sunteți cei care dați sănătate oamenilor. Sistemul nu vă poate atinge niciodată. El trebuie să se rușineze, să plece. De ce spun treaba aceasta? Pentru că sistemul acesta a venit și a pus efectiv pe doctorul Scafa în postura de a plânge în fața unui virus. Pentru că nu era tot ce îi trebuia ca să fie pregătit pentru el. În timp ce mie, avocatului, mi se cerea de la spitalul din Suceava să intervin pentru că medicii erau umiliți și personalul auxiliar era umilit. Ținut în costumele acelea peste 12 ore. Dacă îndrăznea omul să meargă la toaletă, era amenințat cu un dosar penal. Așa ceva, așa ceva, poate face funcțional un sistem de sănătate și mai cu seamă capacitățile rânduite de Dumnezeu unui medic pentru a mă salva? Acum, dacă ne întoarcem la pandemia și mai la începuturile lui, trebuie să recunoaștem că ne-a prins pe toți. Noi n-am fost pregătiți pentru un astfel de lucru. Dar se știa de pandemie? Poate unii știau, dar marea majoritate a doctorilor nu aveau de unde să știe și în orice caz este... Iertați-mă, n-aș îndrăzi să vă întrerup, dar nici nu aș vrea să vorbim degeaba, pentru că vreau să profit de sufletul, de mintea și de ceea ce v-a pus Dumnezeu, că dacă El nu vă dădea, nu aveați. Dacă aveți treaba aceasta, pe mine și pe cei care vă privesc ne interesează. Eu mă aduc aminte de o emisiune, pe un post de televiziune, în care domnul profesor Rafila, pe care subliniez încă o dată, a făcut-o de prima și public în respect cât se poate. Cu un an de zile de apariția pandemiei a spus: va fi o pandemie de gripă. Nu știm exact când va fi, dar va fi foarte curând. Problema se pune nu dacă va fi, ci cât de repede va fi. Asta spunea ministrul cu un an de zile înainte de începerea pandemiei. Și dacă domnul profesor știa treaba aceasta, că va fi așa ceva, de ce sistemul nu s-a pregătit? Dar nu am treabă cu sistemul. Mă interesează. E o emisiune în medicină a politicului? Trebuie aplicate politici de sănătate publică în medicină. Acum, sigur că este o legătură. Dar acum să fi fost o pandemie anunțată, nu știu și nu... N-am spus că este anunțată. Am spus că a fost previzibilă. Mi-e greu să spun. Eu cred și sper, ca și doctor, ca și om, că dacă era ceva anunțat, trebuia să ne pregătim mai... Nu știu, eu nu pot să... E un lucru care nu am cunoștință. Și atunci cum vă explicați? Dar tot dumneavoastră a spus de sistem. Cum vă explicați? Se poate sistemul pregăti mai bine? Cum vă explicați bună oră interviul profesorului Rafila? Nu știu. Deci au fost mai multe lucruri atunci, nu le știu pe toate, dar în orice caz... Această situație a fost o situație de excepție. Nu știu, mă rog, experiența mea de 20 ceva nu a prins și noi nu ne-am confruntat cu astfel de situație până acum. Că erau diverse modalități care puteau să intervină oricând, poate să vină un cutremur, un război, o pandemie, un incendiu, știu și eu, a fost colectiv, a fost dezastru care a sromit colectiv. Doamne ferește, oricând poate să vină un cutremur. Astea, noi trebuie să facem tot ce putem ca să ne pregătim. Dacă vine un cutremur, o să avem o mare problemă. Nici nu o să mă gândesc. Da? Tot așa, poate să mă vină oricând, poate nu o să fie pandemie pe cale respiratorie, poate să fie altfel de pandemie. Doamne ferește, au mai fost în istorie. Deci a fost gripa spaniolă, a fost de ciumă de-a lungul timpului, știu și eu, poate să vină. Doamne ferește, avem aceste laboratoare care știu și eu ce poate să fac aici. Nu știu. Dar în orice caz, eu întotdeauna trebuie să pornesc la buna intenție omului, că dacă mă gândesc că cineva ne vrea rău, e complicat. Atunci nu are rost să ne mai gândim. Deci eu sper și cred că doctorii vor întotdeauna ce este bine pentru, nu pentru pacienți, în general, că asta este scopul nostru, nobil. Eu cinstesc medicii. Dar vă pun la suflet un exemplu, îmi cer iertare, permiteți? Vă rog. În momentele în care spitalul din Suceava cerea ajutor și au angajat practic un avocat, adică pe cel care vă întreabă, am găsit de cuvință să fac două lucruri.
în virtutea aceea a omului care vrea să pună umărul pe cât poate, pe cât se pricepe, pe cât își dă interesul. Iese ceva, e bine, nu iese, e iarăși foarte bine. Am încercat. L-am sunat atunci pe domnul doctor Cehodaru de la Iași, pentru că era aproape de Suceava, dacă poate să intervină cu o echipă de la Iași, în așa fel încât să facă testări, să intervină, pentru că era nevoie de ajutor. A spus, vin încă cu un coleg, cu o echipă de medici, erau vreo 60 de oameni pregătiți. Bucureștiul n-a răspuns la aceasta nici până astăzi, respectiv prin Ministerul Sănătății. Și atunci întrebarea mea este, atunci când într-un sistem cum ar fi de pildă cel medical care reprezintă dreptul meu la sănătate ca să poată fi o viață efectivă în drept. Adică dacă am dreptul la viață, trebuie să am dreptul simetric la sănătate. Atunci când în fruntea unui sistem ajunge un om neputincios, să folosesc cuvintele cele mai blânde, de ce sistemul medical, cei cu suflet și cu implicare, nu reacționează? Se tem de consecințe? Păi, deci, eu cred că fiecare om trebuie să-și vadă de treaba lui acolo unde este, unde are treabă. Acum, sigur că sunt disfuncționalități în sistemul medical. O parte le știm, o parte nu le știm. Eu cred și asta e teoria mea și asta am încercat să fac, să-mi fac treaba mea bine la locul meu. Ce se întâmplă în alte părți? Sigur că ne influențează, nu știu exact care a fost situația acolo, dar mi-e greu să fac aprecieri de cum au trecut, cred că un an jumate de atunci. Îmi pare rău dacă nu s-a reacționat în mod corespunzător. Repet, a fost o situație foarte complicată pentru toată lumea. Nu cred că cineva a fost și, mai țineți minte, acum un an jumate, a prins Italia pe picior greșit. Deci, noi știm, cel puțin am informații foarte... Deci, sistemul sanitar în Italia și mai ales în nordul Italiei, acolo unde au fost problemele, era aproape perfect. Aveți maximă dreptate. Deci, ce numai era... că întrebarea mea a vizat o altă zonă, că da. Aceasta o știm. Nu, da. Și faptul că lucrurile acestea sunt, ne-au prins pe picior de neputință, este limpede, nici nu putea fi altfel. Pe mine mă interesează că vorbeați despre încrederea oamenilor în sistemul medical. Pe mine mă interesează, și am spus în sistemul medical, pe mine mă interesează dacă omul, pacientul, întrebați-o pe mama mea dacă are încredere în profesorul Scafa. Și o să vedeți ce vă spun. Aici e mare diferență, încrederea în doctor sau încrederea în sistemul medical. Ei, aici vreau să ajung. Explicați-mi și mie, ca un ageamiu care lucrează tot timpul cu mănușile dreptului, încercând să opereze cât mai bine în așa fel încât să salveze dreptatea. Cum a fost posibil pentru mintea oricărui om care a ajuns în Ministerul Sănătății, ca atunci când se știa că Italia este un focar, că din Europa vin încoace spre graniță, din zonele afectate, 1 milion de oameni, să nu existe nici un spital de campanie la graniță? Cum explicați treaba asta ca medic? Dacă vă este dificil sau dacă vă bag într-o vâltoare a unor probleme care v-ar putea afecta și funcția, și demnitatea profesională, și profesia, nu răspundeți. Eu pot să vă... Oricum, pentru faptul că sunteți aici, eu vreau să mi se răspundă la treaba asta, știți de ce? Pentru că n-au făcut-o ei, eu puteam să mor. Mai grav, au murit alții cu viață pentru că n-au făcut-o. Colegi de-ai mei din cabinet au venit din zona infectată din Italia. După 3-4 zile au fost sunați. Dați o declarație că veniți de acolo. Păi cu ce mă ajută treaba asta? Și atenție, asta era făcută sub sigla Ministerului Sănătății. Domnule doctor, vă dau un răgaz să ne răspundeți până săptămâna viitoare, pentru că astăzi trebuie să ne oprim aici. Cu mulțumit că ați fost alături de noi, dar și cu promisiunea că rămâneți și pentru data viitoare. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Până data viitoare, numai bine!